numeroase femei se confruntă cu căderea părului, aspect care poate afecta mai ales la nivel emoțional. Nici bărbații nu sunt excluși din această ecuație. Căderea părului poate apărea din diverse motive, fie din cauza dezechilibrului hormonal, a factorilor genetici, fie din cauza afecțiunilor produse la nivelul scalpului, bolilor autoimune, stresului sau deficitelor de nutrienți. Din fericire, există câteva soluții naturale la care poți apela acasă pentru a accelera regenerarea părului. Masează scalpul. Masarea scalpului stimulează foliculii de păr și astfel este încurajată creșterea părului datorită punerii în mișcare a circulației sangvine. Atunci când practici masajul scalpului, ameliorezi stresul și elimini tensiunea care se resimte până la rădăcina firului de păr. Folosește vârfurile degetelor în mișcări circulare fără să pui prea multă presiune pe scalp. Masajul scalpului ar trebui să se facă zilnic, timp de 4 minute, pe o perioadă de cel puțin 24 de săptămâni. Folosește ulei de cocos. Uleiul de cocos conține acizi grași care penetrează firul de păr și reduce pierderea proteinei. Poate fi folosit atât înainte, cât și după ce speli părul, în funcție de tipul tău de păr. Dacă părul tinde să fie gras și uleios, poți folosi uleiul de cocos pe post de tratament leave-in, pe care să-l lași să acționeze peste noapte, înainte de a-l spăla. Uleiul de pește. Atunci când consumi zilnic acizi grași omega, calitatea firului de păr este îmbunătățită din interior. Suplimentele cu omega alături de antioxidanți ajută la îmbunătățirea densității părului și reduc căderea lui. Uleiul de rozmarin. Multe persoane aleg să folosească uleiul esențial de rozmarin pentru creșterea și reducerea căderii părului. Acest tip de ulei stimulează creșterea noilor fire de păr și poate fi folosit chiar și în tratarea alopeciei androgenice. Combină câteva picături de ulei de rozmarin alături de ulei de argan sau ulei de jojoba și masează scalpul cu amestecul obținut, apoi clătește. Fă acest lucru de câteva ori pe săptămână. Mai mult, poți adăuga câteva picături de ulei de rozmarin în șampon sau balsam atunci când te speli pe cap. Sper că ți-am fost de folos! Te aștept pe csid.ro pentru mai multe informații despre sănătate, frumusețe și stil de viață, dar și pe Facebook, YouTube, TikTok și Instagram. Eu sunt Alexandra Necșoiu, pe data viitoare!